Așa, să continuăm. Ia să zicem. 37 plus 28. Egal cu desfășurat așa cum v-am arătat. Egal cu 30 plus 7 plus 20 plus 8 și egal cu 30 cu 20 face 50 plus dintre 78 mai mare este 8 și o să umblăm la 7, lui 8 mai trebuie un 2, da? Și îl rupem pe 7 în 2 care fuge spre 8 și rămâne aici în locul lui 5. Și atunci face plus o 10 formată din 2 și 8 și plus 5. Egal mai departe cu 50 plus 10, 60 plus 5 și este egal cu 65. Iată răspunsul corect la 37 plus 28, 65. În varianta pe care o știți, înseamnă 37, aceea rapidă, și 28, din nou 8 și cu 7 face 15, adică luăm un 2, facem 10, și cu 5, 15, 5 și 1 reține, 1 ăsta, de fapt, e o 10, care o ducem aici, și 1 și cu 3, 4, și cu 2, 6. 65, iată răspunsul corect. Dragilor, putem aduna chiar 3 numere, nu numai 2. Adică putem face și un calcul care se însemne așa. Ia să vedem cât face... ...27 plus 34 plus 29 este egal cu... Păi, știm să facem. Desfășurăm. 20 plus 7 plus 30 plus 4 plus 20 plus 9 și este egal cu... Hai să adăugăm zicele. 20 și cu 30, ca 2 plus 3 face 50. Și că mai punem încă 20, 50 cu 20, 70. Deci 70 plus 7 plus 4 plus 9 și egal. Lui 4, lui 9 ar trebui un 1. Și zicem, du-te tu aici un 1. Aici mi-a rămas 3. Dar mai bine 3 ăsta face treabă bună și cu 7-le de aici. Deci, 1 ăsta și cu 9 au făcut o 10, 3-ul ăsta și cu 7 iar fac o 10, adică am 70, plus o 10, adică e vorba de 7 plus 3, și plus, le-am pus într-o paranteză ca să știm de unde vine, și plus 9 plus 1, adică, iată, e vorba de 70 plus 10 și plus 10. Face 90. Da? 90. Puse una sub alta, este un moment rapid. 27 plus 34 plus 29 este egal cu... Tot așa gândim. 9 ăsta să-l facem fericit, îi trebuie un 1. Rămân 3. Rămâne 3, care se duce sus spre 7 și îl face și pe 7 fericit. Adică asta va fi o 10 și cu o 10, 20. Deci, 20. Adică, ce înseamnă 20? Are 0 la unități. 0 și 2 reține. 2-ul ăsta, care duce la 10. Adică 2 și cu 2, 4 și cu 3, 7 și cu 2, 9. Acum depinde cum vă vine mai ușor. Dacă vă vine mai ușor, 2 și cu 3 fac 5, da? Și cu 2, 7, și cu 2, 9, foarte bine. 90. Iată răspunsul corect. Deci putem aduna și 3 numere.
4 și 5. N-are importanță, suntem foarte tari. Am înțeles acum care-i șmecheria. Cum prefera să facem? Sigur, una sub altele. Vă place mai tare. Că ați înțeles mecanismul. Și de aceea vezi lucrurile la felul ăsta. Așadar, dacă îi să adunăm pe 15 plus de așa dată 27 plus 35 plus 40, plus 43, dacă se le adunăm, se le adunăm cu astea, să vedeți ce șmecherii fac. Mă uit cu atenție și zic 7. Iar trebuie un 3. Îl am. Ia uitați. Îl am. 7 și cu 3 și am făcut 10. 5 și cu 5, iată, mai fac încă 10. Încă 10. 10 plus 10 egal cu 20. Adică, la locul 10-lor, o să am un 2. Acesta fuge tocmai aici, la cifra 10-lor, și zic, 2 de aici, și cu 1, 3, și cu 2, 5, și cu 3, 5 cu 3, 8. 8 plus un 2, iau din 4, 8 și cu un 2 fac o 10, adică e 100, și rămâne un 2. Deci aici 8 și cu 4 face 12, deci aici face 0, 2 și 1. 120 este răspunsul corect. Că s-a completat 100, da? Mai era încă o dată. Pot să iau, cum îmi vine cel mai bine? 12 cu 3 fac 5, 1 și cu 4 fac 10. Deci 12 cu 3 fac 5, 1 și cu 4, 1 și cu 4 fac 5. 5 cu 5 fac 10, adică 100, 10, pot să zic 10, da? Și cu 2 de aici, 12. Eu scriu 12. Și când citesc, citesc 120. Am cam forțat mâna, da? Că m-am dus la mai multe numere. Voi înțelegeți că acum 2 acela la 10 adunate, m-am făcut toată suma asta 12 și scris așa în ordine, înseamnă 120. 100 și asta 2 îmi spune câte 10 am. 120. Răspuns corect, 120. Ei, dragilor, vreau să reținem următorul lucru. Din lecția de astăzi, care e compusă din mai multe lecții, deci în 19, aș zice că am trecut și am făcut lecția 20, dacă le luăm ca mini-lecții, da? 20. Am reușit să înțeleg cum se formează numerele. 20 și 21, cred că e și al treilea chiar. Da, da, 21. Asta a fost 19. Hai să zicem așa, lecțiile sunt 19, 20 și 21. Ce mi-am propus eu în lecție? Hai să facem rezumatul celor trei lecții. Construcția numerelor până la 100. Adică v-am arătat pe dreaptă cum zecile se construiesc și câte zeci sunt la un moment dat, că asta îmi indică cifra zecilor. Am scris desfășurat numărul din două cifre. Am făcut adunări. Am descoperit cum se adună. Ideea este să adunăm zecile, adunăm și unitățile. Și dacă construim o 10, o adunăm la numărul de 10. Ați văzut acolo. Deci niște lucruri deosebit de interesante. Atenție! Bunici, părinți, bunici, învățători, învățătoare, este mare, mare nevoie să insistați să se înțeleagă bine că prin simbolul ăsta 1, 2, 0, eu am 120 de segmente de ăsta. Deci el îmi reprezintă un număr de obiecte
Așa cum spuneam, 120. Adică 100 și pe urmă iarăși, 1, 2, 3 până la 20. 120. Deci, simbolurile doar ne folosesc pentru a transpune din practică numărul de obiecte, ca să știm să le numărăm, să putem să le adunăm. De fapt, adunăm o grupă de 23 cu altă grupă de 45. Și la un loc câte sunt. Asta vreau să vă spun. Deci, așa ceva se referă la niște mulțimi de obiecte care le punem la un loc și vrem să vedem câte sunt la un loc, la adunare. Asta vrem să facem. Prin simbolul ăsta punem toate obiectele la un loc. O să opresc aici, că începe să se întunece, să vede mai puțin și cred că ați înțeles dorința mea de a vă încerca să vă fiu de ajutor și să putem face lucrurile, cum să spun, temeinic, clare, să nu mai existe ambiguități, să fugim de gândirea mecanică. L-am văzut pe ministrul, și astăzi, pe ministrul învățământului, cred că la Digi, sau canalul de nou, nu mai știu, Digi, cred că, cei doi tineri care fac o emisiune foarte bună, punându-i tot felul de întrebări, cu probleme concrete care sunt în învățământ. Sigur, ating o anumită latură, însă nu ating esența așa cum mi-aș dori. Deci, el, ministrul, înclină balanța spre școala mai puțin mecanicistă, nu pe memorie, dacă memoria este bună, sigur că ne ajută. Dar dacă este pe, să spunem, memoria, o memorie algoritmică de asta, pe care să vezi lanțul, cum se formează lanțul, verigă de verigă, atunci e cu totul și cu tot altceva. Că nu putem construi de la zero tot într-o ordine, într-o succesiune logică. Dar dacă nu am așa asta, memoria uneori se joacă feste și te poate lăsa când ți-e lumea mai dragă. 74 fac 10. Sau 12. Nu fac 11, pentru că el n-are în minte algoritm. Când e 7 plus 4, la mine s-a declanșat scurt. Deci 7 trebuie 3, am luat din 4, 1, 11. A făcut 10, 11. Deci, eu, cum să spun, pe fracțiune secundă se întâmplă chestia asta. Că așa am învățat. Dacă nu învățați așa, dați tot felul, 78, fac 14, 16, 19, 29, spui niște lucruri la întâmplat. Pentru că nu ți-e clar, nimic nu ți-e clar. Am găsit situațiile acestea. Deci nu se face treaba cum trebuie acolo. Iar voi, învățătorii, sunteți criminali când sesizați astfel de lucruri și treceți cu ușurință peste treaba asta și nu insistați în forma asta, nu faceți decât să nenorociți niște copii. Atenție! E crimă! Nu vorbesc vorbe mari. Nu spun vorbe mari. Deci e crimă să nu ai răbdare să lucrezi. Dacă tu, la rândul tău, nu ești un pe filiera asta, a unei gândiri algoritmice, a unei gândiri bine structurate, ci te bazezi numai pe memorie, nu faci decât să transmiți acest lucru. Obligi copilul să gândească în ritmul tău. Da? Tu, adult, și spui 17, fac 15. Cum nu știi, mă, cât fac 15? Mai dai și una după ureche, așa. Păi nu știi cum. Nu s-o născut cu 7 plus, o fac 15. 7 reprezentantul a 7 obiecte. Poți să ai acolo 7 bețeșoare, încă 8. Iată. În total, îi numeri 15. Dar iau-te mai ușor, copii. Ia să iau eu 3. Sau lui 8 să-i pun 2. Am făcut 10. M-a rămas 5. Vede cu ochii lui treaba asta. Cum v-am arătat pe segmente. Așadar, găsim modalități pentru ca el să înțeleagă că numărul de obiecte la care a ajuns prin unirea celor două mulțimi de obiecte, una cu 7 și alta cu 8, ajunge la 15.
Da? Deci nu dă răspunsuri abstracte, ci ceva concret. Că atâtea sunt acolo. Opresc aici. La revedere. Pe curând.